Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugat, cunoștiți starea și vă invit să urmăriți în continuare review video al smartphone-ului Orview A5 Quad, un telefon care contrazice ideea antipărită în mințile multora acum că telefoanele cu procesor quad-core ar fi destul de scumpe. Ei bine, Orview A5 Quad costă numai 599 de lei, este mai mult decât accesibil și are niște dotări imbatabile, de aceea sunt convins că va deveni în curând bestseller. Este un telefon care arată și foarte bine, are un design robust, are o carcasă dintr-un material plăcut de atingere și dotări avansate. Le voi menționa pe rând. Voi începe cu procesorul, care este elementul principal al oricărui smartphone și care atrage cu siguranță atenția în cadrul Orview A5 Quad, un procesor Cortex A7 de 1,3 GHz. Sistemul de operare utilizat este Android Jelly Bean 4.2.2. Mărimea telefonului este de 129,2 cu 68 cu 10,9 mm. Nu este chiar un telefon subțire. Vă spun asta, cred că se și vede. Nu este chiar slim, însă este cu siguranță ușor de ținut în mână. Are o cameră principală de 5 megapixeli, însoțită de acest bridge, care în ciuda dimensiunilor vă spun eu că este foarte puternic. O cameră secundară de 0,3 megapixeli, memorie RAM de 512 megabits și memorie internă de 4 GB, care poate fi extinsă cu încă 32 GB cu ajutorul unui card microSD. Ecranul este de 4,3 inci de tip TFT LCD și are rezoluția de 800 cu 480 pixeli. Bateria este încăpătoare, are capacitatea de 1700 mAh și poate rezista în regim de apeluri până la 390 de minute. Timpul maxim de standby este de 212 ore, iar în cutie veți mai găsi și manualul de utilizator, certificatul de garanție, încărcătorul, un cablu USB și un set de căști. Nu o să vă arăt acum ce se află în cutie, ci o să pun accentul pe experiența cu utilizatorul. Vă spuneam că telefonul este foarte rapid, o să vă fac și o scurtă demonstrație. Se mișcă extrem de repede în meniu, nu există raguri și cu siguranță că este extrem de simplu de utilizat atât de către un elev sau student, cât și pentru o persoană de o vârstă mai înaintată, datorită ecranului de dimensiuni mari. Este practic smartphone-ul ideal pentru cei care doresc să achiziționeze un telefon cu procesor quad-core, dar să nu umble prea mult în buzunar. În ceea ce privește aplicațiile preinstalate, avem YouTube, Bitdefender Antivirus, vremea, economizorul, care este foarte util pentru cei care vor să își mențină telefonul cât mai mult timp fără să-l reîncarci, dacă care doresc mult. Avem și aplicații pentru navigație, hărți, navigare și Rocar. Camera. Haideți să vedem cum arată o fotografie și cât de repede realizează telefonul fotografii. Ok, de ajuns. Cu siguranță că ați văzut cât de rapid poate realiza Orview A5 Quad fotografii. În ceea ce mă privește pe mine ca utilizator pasionat de telefonie mobilă și gadgeturi, vă pot spune că este un telefon pe care vi-l recomand cu căldură, atât datorită prețului, cât și specificațiilor avansate. Avem de-a face cu cel mai bun raport calitate-preț al unui telefon cu procesor quad-core. Camera este de 5 megapixeli, ecranul este de 4,3 inci, destul de mare în comparație cu alte telefoane care intră în aceeași categorie de preț. Vă invit să-mi spuneți ce părere aveți despre Orview A5 Quad și ce alte smartphone-uri de la Orview ați dori să testez. Bineînțeles, puteți să-mi recomandați și tablete, Orview și telefoane.
Aștept părerile voastre despre review și comentariile voastre.